Un pensionar din Blăjel și-a uimit vecinii atunci când și-a făcut apariția pe ulițele comunei cu o căruță dotată cu tot felul de accesorii, de la oglinzi retrovizoare, becuri de semnalizare și până la un sistem audio din care răsună melodii de petrecere. Atelajul are un singur cal putere, dar asta nu îl împiedică pe omul nostru inventiv să circule cu mândrie pe drumurile patriei. Ludovic, sau mai bine zis nenea Luci, cum îl știu toți setenii, a vrut să iasă din tipare. Iscusit din fire, s-a apucat să aducă tot felul de îmbunătățiri mijlocului de locomoție pe care îl folosește atât la muncile câmpului, dar și atunci când își duce nepoții la plimbare. A montat pe atelaj o baterie de mașină, la care a legat farurile și becurile de semnalizare. Nu mai am treabă, că am semnalizare stânga-dreapta, nu mai întind mâna, le cuplez și... Ei, pentru mine e mai mult, că nu intră nimeni în mine și... Stopuri am tot. Piesa de rezistență a căruței tunate este un sistem audio cu ajutorul căruia pensionarul nostru ascultă piesele favorite. Am și ticul, am o dau rost. Iar când îl oprește poliția, nu se teme că nu va trece de control. Se pui acolo în spate, la 20 de metri, 30. Am și pompă eventual. Tot ele am la mine. Mai în glumă, mai în serios, primarul comunei Blăjel spune că l-ar premia pe nenea Luci dacă ar organiza vreodată un salon de inventică. De vreo 2 ani de zile am văzut și eu că și-au pus și muzică și semnalizare cu baterie. Când trece pe la poartă, mă clansonează că se văd că și mă salută. Pensionarul nostru e mândru, nevoie mare și de frumosul exemplar cabalin pe care îl posedă. Calul său știe 2 limbi, română și maghiară. Răspunde la toate comenzile și nu îl lasă niciodată la greu. Gata! Dă-i drumul, hai! Ce-a ne?